Ia că mâncat. Eu funile popoanele cum îndoiete, ele cum șo. Cum o dați fugă popoanele cum îndoiete. Ia uite, funile de sânge. Sibie. Funile de sânge. Popoanele îndoiete. Larisa Istrati din satul Hagimus, raionul Căușeni, spune că luni dimineața și-a scos cele 8 căprine la păscut, ca de obicei. Le-a legat pe o pășune din apropiere de cale ferată, iar la un moment dat s-a pomenit cu una din ele acasă, plină cu sânge. Atunci și-a dat seama că animalele sale au fost în pericol. Când a ajuns la locul în care le-a legat, a descoperit toate caprele, care erau mulgătoare, mușcate pe diferite zone ale corpului. Asta e mai șe de picioare, dar și de mulgătoare, tăti m-au lăsat fără nimic. Tăti sunt rupte de urmă, picioarele. Una aceea care o rămas, una. E asta la gâtă e fermată, ea câte o iei și e fermată de gâtă. Dar și celelalte de urmă sfărmate, picioarele, ieri le-am făcut, ele injecții, le-am cumpărat. Nu știu, s-o deveni urnu, dar... Din cele 8 capre, 5 au fost sfâșiate, țapul și alte 2-4 pede au rămas neatinse. Familia spune că animalele erau o sursă devenită a familiei, iar câinii care le-ar fi mușcat au sărit anume la caprele murgătoare. La ora 2 au ieșit afară din casă și ele 3 au venit acasă. 3 căpriți, 1-2 mici și una mai mare, au rupt șnurile, funia și au venit acasă. Încărcate de sânge, zic, Vasea, du-te că poate trenul a trecut, nu înțeleg. Și el tot o fugă înainte pe aici, pe la vecinul a trecut și s-a dus să vadă. Și în timpul ăsta m-am pornit și eu, dar zic, mă duc să iau telefonul. Poate ceva trebuie de sunat de... El a ajuns, a dovedit să alunge câinii și ea prin prejur la căpri, una de-a mers de culcat, alta gătuită, tăti. Și Vasea le-o alungată-i, a dovedit și eu alungat de acolo, de că ei s-o spărie de dânsul și au fugit care și încotro. Și le-am luat, care soțul a venit și a luat de acasă motoblocul și ne-am dus și le-am încărcat, și le-am adus acasă, ne-am dus la primărie. Eu din trânsle, ia ca din trânsle eu le-a femei. Țin casa cu dânsle, tăte este amulgătoare, tăte sfărmate. Limuri din ele cum rag în poiat, așa e așa. Soții au apelat la veterinar pentru a-și salva animalele, dar nu se știe dacă acestea vor supraviețui. Așa am fost la medicul de sat, care e veterinar, și nu l-am găsit acasă, am sunat la Ursoaia, la altul, și mi-au spus ce să fac. Și apoi am fost la Chercăiești, la altul, și am cumpărat cine trebuiește pentru dânsele. Deși nu se știe exact cine a sfâșiat caprele, familia crede că este vorba de câini domestici care i-ar fi descoperit în preajmă. Azi pățesc eu, mâine pățește altul și, Doamne ferește, de un copil merge pe acolo, ori se duce și părinții trimit. Du-te și mută, du-te și adapă, du-te și este ea și cu așa câini, cu așa, dar pe ăștia câini nu sunt de ăștia care nu sunt îngrijiți. Ăștia doi să văd că de casă, de la oameni și aș vrea un ajutor de la lume, chiar vă rog din tot sufletul, poate să mă ajute lumea să-i găsesc stăpâni, să mă uită în ochii lui, cum așa ține el o animal să n-al hrănească. Nu știu ce să vă mai spun, Doamne. Dar au mai fost ceva cazuri asemănătoare în sat, cumva? S-a mai auzit că la cineva primarul a zis că tot o capră. Primarul ieri ne-a spus pozitiv că s-a mai întâmplat un caz. Da, dar nu sunteți primii care v-a zis, dar noi nu avem voie, ca și răspuns ne-a dat primarul. Nu avem voie să-i atingem câinii. Nu, ecologia nu dă voie. Ecologia nu dă voie. Nici să-i împușcăm, nici să-i ucidem. Noi ieri ne-am adresat la primărie. Nu știu ce să facem în cazul ăsta. Primăria din sat investighează cazul.